într-un ținut îndepărtat, numit Lăptaria Fermecată, trăia odată un tânăr pe nume Făt Frumos ca Pătrunjel. El era fiul lui Moș Căunescu și al Babei Cluanța, doi pensionari care locuiau într-o căsuță acoperită cu plăci solare. Viața lui Pătrunjel era liniștită și plină de bucurii mărunte, până când într-o zi el a primit o scrisoare electronică de la statuia înțelepciunii, care locuia în parcul central al regatului. Dragă făt frumos ca pătrunjel, am nevoie de ajutorul tău. Regatul nostru este în pericol din cauza vrăjitoarei dotcom care a furat parola Wi-Fi a întregului ținut. Dacă nu o recuperăm, toate dispozitivele noastre inteligente vor rămâne offline pentru totdeauna. Fără să stea pe gânduri, Pătrunjel și-a luat rucsacul inteligent care îi spunea mereu unde și-a lăsat lucrurile și a pornit la drum. Prima oprire a fost la prietenul său, zmeul Turn Înalt, care locuia într-un zgârie nori. Acesta avea o conexiune la internet ultra rapidă și putea să l ajute cu hărți digitale și aplicații de navigare. Salut, meu! Am nevoie de ajutorul tău pentru a găsi pe vrăjitoarea.com. Știi unde ar putea să fie ascunsă? Sigur, pătrunjel. Conform aplicației Ghidul Vrăjitoarelor, ea locuiește în castelul Firewall, la marginea pădurii browserelor. Dar fii atent, pentru că drumul este plin de capcane și de pop-up-uri enervante cu sfaturile lui, zmeul turn înalt și harta digitală pe smartwatch-ul său, pătrunjel a pornit către pădurea browserelor. Pe drum a întâlnit-o pe Ileana Smartphone, care era cunoscută pentru aplicațiile ei magice. Bună, Ileana, am nevoie de ajutorul tău. Trebuie să ajung la castelul Firewall și să-mi ving pe vrăjitoarea dotcom. oh, pătrunjel, ești norocos! Am aici un antivirus magic care îți va proteja rucsacul inteligent de toate capcanele și virusii din pădure dar trebuie să fii atent la reclamele înșelătoare. Acestea pot fi foarte periculoase. Cu antivirusul magic activat, Pătrunjel a traversat pădurea browserelor fără probleme majore, doar cu câteva clicuri greșite pe reclame de reduceri la pantofi fermecați. În cele din urmă a ajuns la castelul Firewall, unde l-a întâlnit pe giganții Prox. Hei, giganți Prox! Trebuie să intru în castel pentru a recupera parola Wi-Fi a regatului. Mă puteți ajuta? Desigur, pătrunjel, dar mai întâi trebuie să rezolv testul nostru de securitate CAPTCHA. Doar cei care demonstrează că nu sunt roboți pot trece. După câteva încercări frustrante de a recunoaște zebre și semne de circulație în imagini pixelate, pătrunjel a trecut testul CAPTCHA și a intrat în castel. Înăuntru a fost întâmpinat de vrăjitoarea .com, care stătea pe un tron făcut din cabluri USB și hard discuri vechi. Ah, Făt frumos ca pătrunjel. Ai venit să-ți încerci norocul împotriva mea? Ești prea târziu. Parola Wi-Fi este a mea pentru totdeauna. Nu atât de repede, vrăjitoare. Am venit pregătit. Și astfel, pătrunjel a activat antivirusul Magic, care a început să curețe castelul de toate virusii și troienii. Vrăjitoarea Dotcom a încercat să-l oprească trimițând spam și reclame pop-up, dar pătrunjel era hotărât să învingă. Într-o luptă epică cu bătălii de phishing și, și atacuri de brute force, Pătrunjel a reușit să o învingă pe dotcom și să recupereze parola Wi-Fi. Regatul era salvat. Întors acasă, Pătrunjel a fost întâmpinat cu urale și aplauze de toți locuitorii regatului. Parola Wi-Fi a fost resetată, iar toată lumea s-a bucurat de conexiuni rapide și sigure la internet. În semn de mulțumire, statuia înțelepciunii i-a oferit lui Pătrunjel un smartwatch de ultimă generație și un router magic care putea să își actualizeze singur firmware-ul. Dragii mei cetățeni, să ne bucurăm de aceste vremuri digitale prospere. Și nu uitați să folosiți parole puternice și autentificare cu doi factori pentru a vă proteja conturile. Iar de atunci, făt frumos ca Pătrunjel a devenit eroul regatului, cunoscut pentru inteligența sa digitală și curajul său. Așa se încheie povestea noastră, dar nu înainte de a vă spune, dați un like, share și subscribe, dacă nu poate că vrăjitoarea.com vă va fura parola Wi-Fi și veți rămâne offline pentru totdeauna. Distribuie fericirea digitală.